În Elveția ai fi făcut lucrul ăsta? În pușcărie. Andreas Brunner from Switzerland. Andy Brunner este un elvețian pasionat de motorsport. A fost pilotul oficial al echipei Suzuki și acum trăiește în România. Ce te-a făcut să rămâi în România atâta vreme? Am zis la început, nici am avut bani să plec. Dar nu, viața aici a fost drăguț cu mine și m-am simțit cumva acasă cu proiectele mele. Și acum ce faci în domeniul sportiv? M-am făcut un fel de recovery și m-am început cu cycling, cu mountain bike. Am început să particip la competiție și la plus 50 am început să câștigă, că aici nu a fost mare concurență. Dacă ar fi să caracterizezi în câteva cuvinte poporul român, cum l-ai descrie? Drăguț, simpatic, deștept. Cred că unul din popor cel mai subestimat ca de tot ce am văzut eu. Pentru că orice când am făcut ceva aici în România, camioane de curse, biciclete sau așa, românii tot timpul au fost deștepți, au găsit niște variante, au fost citit, au știut mai multe chestii. Eu văd asta ca o calitate. Și ce anume te deranjează la noi ca popor? Sunt ca un invitat acum la voi și dacă ceva îți deranjează, pot să plec. Și am discuție, am prieteni de alte nații, când merg cu ei în mașină și ăla cum merge acum, vezi idiotul ăla cu numărul, cu sex în spate, cu BMW, na-na-na. Și zic, bă, pleci acasă, te-ți deranjeze oricum. Nu poți să educi pe nimeni. Dacă începi să te nerveze toți taximetriștii, iarăși, tot timpul te blochezi taximetriștii. Dacă zici, ok, săracul lui, asta e educația lui, așa merge el, are și el un client acolo, păi nu mai îți deranjeze. Cred, asta sunt chestii personale de fiecare, să învețăm că celelalți nu ne deranjeze pentru că nu avem să le educăm. E cum e și dacă nu-ți place, mergi la un alt loc. În trafic, cum ți se pare? Cum te descurci în trafic? Nu respect nici eu. Când sunt cu mașină, merg seara, m-au luat permis, am depășit la tunel, nu știu câți la ora, am depășit-o în poliția pe dreapta și am dat permis și l-am reluat de la ambasadă. În Elveția ai fi făcut lucrul ăsta? În pușcărie. Dacă ești 30% în plus în Elveția, e în pușcărie și după descuți cu permis. Nu că eu am mod românesc, ci mod elvețian. Sunt alte reguli, sunt alte... În Africa, sunt la Togo, dacă te oprești la un semafor, ți intre una în spate, în curte, plaxonează. Deci, practic, ai un mod de comportament în România, alt mod de comportament în Elveția și cred că același lucru, nu? Da, și în orice țară, chestii sunt diferite și regulile sunt diferite. Știi că există un român care a construit pe banii lui un metru de autostradă. Aș vrea să comentezi un pic această situație. Cum vede un elvețian problema asta? Cred că nu e vine de românii dacă ei n-au autostradă. Cred că nu e vine nici de elvețienii că au toate bănci. Cred că au fost niște sisteme la niște moment care vor niște rezultate în ghimile, și economic și macroeconomic și aparent marele putere nu vor că să se dezvoltă infrastructură din România. Un politician care chiar vrea să facă, nu poate să facă dacă puterele mai mari în spate nu vor că să se facă. Și după iarăși revine aceleași promisiune și acum cu președintele ăla el o face. Și după vezi că el nu poate să o face pentru că nu e în trend. Nici Merkel face ce vrea, nici Trump, nici ei toți sunt în niște programe. Și atunci, ca elvețian, scuză-mă, ved că noi am fost în niște programe poate mai agreabil pentru infrastructură, da? Pentru că în Elveția se face, clar. Și practic, ce ar trebui să facem noi ca români ca situația să se schimbe în România? Da, că noi n-avem altceva de făcut, că
că mergem după inima noastră, că după analizele noastre, cum funcționează, ce funcționează. Inițiativa asta, da, de a face un metru de autostradă ar putea schimba într-un fel lucrurile? Da, poate să ajute în ideea, când toată lumea gândește, poate să fie mai unit în o gândire. Deci România ar trebui să fie mai uniți în gândire? Da, da. Asta ar ajuta și pe macrosistem. Pentru că peste, înainte de materie, e gândire. Să facem așa o comparație între elvețienii, cum sunt elvețienii și cum sunt românii. Ai spus la un moment dat că elvețienii sunt mai educați și din această cauză trăiesc mai puțin intens, nu? Da, da, exact. Voi vedeți că bataie de joc când avem autostrăzi, atunci de ce mai trebuie să respect, nu știu, chestii de 30 la oră, că oricum ne trebuie autostradă și pot și să trec și la 60 acolo. Elvețienul din Elveția, el știe că toată infrastructura, tot e făcut bine pentru el. Și atunci, da, e obligat și el e și de acord să le aplică și le aplică. Prin același mecanism se pierde totuși niște spontanitate, niște chef de viață în ghimile, pentru că structura e foarte rigid. Românii, sunteți un super popor.